bibliotecii municipale, da, cei cu care pentru vestuirea acestui eveniment. Eu nu știu la ce am venit, am înțeles că venim să spunem tot ce simțim pentru oameni, pentru viață, să ne deschidem sufletele. Nu e un act de curaj și totuși ar fi sincer în fața atâtor ochi, nu e chiar simplu. O să mă așez ca să pot aduna gândurile. Vreau doar să vă mulțumesc pentru o prezență chiar neașteptată în această zi de lucru, la această oră, când lumea poate face lucruri mai frumoase, de exemplu, să se plimbe, e o zi nemaipomenită. Vă mulțumesc că ați venit în jurul meu și al cuvântului meu, care nu mi-aparține niciun fel, pentru că este de la Dumnezeu. Și azi, când veneam fără să fac notițe, mă gândeam de ce am venit cu acest generic o carte cu nervii deschiși. Mi-am dat seama că toți noi suntem cărți și lumea este o bibliotecă imensă. Așa cum cărțile sunt diverse, așa sunt și oamenii, mă raportez invers, sunt cărți false, sunt cărți adevărate, sunt cărți care își supraviețuiesc autorii, sunt cărți care se încheie atunci când se pune capacul. Deci, e foarte interesant să răsfoiești în cărțile cu nume de oameni. Cartea mea s-a deschis după 100 de injecții în timpul sarcinii. Dar iată că s-a deschis, a vrut divinitatea să vin pe lume după ce părinții mei au pierdut un copil. Am venit să umplu acel gol de neumplut pentru niște părinți care își pierd copii. Și, evident, toată grija, toată atenția, toată dăruirea care trebuia să fie împărțită la doi, a venit asupra mea. A fost exces de grijă, exces de atenție, dăruire, iubire. Sunt un om fericit că m-am născut într-o familie încărcată de dragoste. Ceea și pe parcursul vieții și a spus cuvântul, s-a afirmat cumva, m-a umplut și prea umplut ca să înțeleg că trebuie prin mine să circule această dragoste cu care am început zilele pe pământ. Tatăl meu, Pavel Popovici, poet nepublicat, matematician, în satul Florițoaia Veche, un om de un mare caracter, un stoic, prea cinstit pentru o lume necinstită. Cine-l cunoaște știe că nu exagerez nici cum se vadă. Prea devotat muncii sale și nouă copiilor, care a făcut întotdeauna economii doar pentru noi, a adus în viața mea mai totul. Deci când ne raportăm la Dumnezeu Tatăl, pentru mine Tatăl este ca un Dumnezeu. Nu o exclud însă pe mamă, care, cum am început această poveste, a făcut un mare sacrificiu, a reușit în primul rând să supraviețuiască după pierderea unui copil, a ținut cu tot din adinsul să păstreze o sarcină și mi-a ales acest nume. Un nume care foarte multă lume mă întreabă de ce era Mila, de unde era Mila, între Nistru și Prut. Păi, vă povestesc în câteva cuvinte la radio, noi fiind din Ungheni, se transmitea lumea de la microfon și
dau acest post de radio și a fost o poveste a unei Radmile, autor sârb, iugoslav, spuneam atunci, poveste a unui destin complicat, dar cum toate poveștile frumoase se termină cu bine și mama, fiind ultrasensibilă, a zis, vreau fata mea să poartă acest nume, sper să-i aducă noroc. A fost și un consiliu al familiei, unde toți vreau să mă numească Tatiana Popovici, nu-mi imaginez cum ar fi sunat, clar că m-am obișnuit cu numele meu, dar clar că bunicile erau contra, o să ne stăcim limbile, bunica limba de pe linia tatălui. Așa și nu mi-a spus Radmila întotdeauna chiar în acest timp, mi-a zis Rada. M-am obișnuit și cu Rada și nu mai i-am spunea Rada, Rada, de două ore, adică compensa acea Mila de rău de unii cu Rada. Mătușa Lida, despre care chiar vreau să spun că este una din cele mai apropiate ființe din familie, de pe linia tatălui, care întotdeauna a ținut cont nu doar de ceea ce vor nepoții, dar și ceea ce nu îndrăznesc să spună, mi-a adus cosmetice, când a fost să fie, mi-a adus păpuși, când erau păpuși în Florițoare. A făcut foarte multe lucruri mici, care se întipăresc pentru toată viața și iată, ei datorez cumva aprobarea numelui meu, pentru că ea și-a pus mâinile în șolduri, fiind în clasa 10, și-a zis Radmila sau nu mai vin la voi. Și toată lumea a trebuit să accepte. Deci Radmila Popovici, din Florițoarea Veche. Întotdeauna mi-am spus și mi-a plăcut să mă numesc țărancă. Nu mi-e rușine de acest adevăr. Nici nu zic că e etichetă, e adevărul vieții mele. Am crescut la țară, 15 ani, acei 15 ani în care am acumulat mai tot ce acumulează esențialul, nu? Până se porni lume și duc în sângele meu, în memorie, pe retină, duc țara în continuare, pe lume. Înțelepciunea s-a născut exact la sat, pentru că nu au fost oraș mai întâi au fost comunități și acolo lucrurile scampalmă. În orașe noi ne blocăm în blocuri și cumva comunicarea se pierde. Comunicare autentică. Deci despre tata, ca să nu întind prea mult vorba, el mi-a dus nu doar acele trăsături de caracter prin genetică, dar și pe care le-am moștenit multe din ele, dar și poezia în viață. Țin foarte mult să menționez acest lucru, pentru că la 5 ani, când deja mă consideram eu mare și înțelegătoare, mi-a recitat câteva versuri. Când a plecat din viața noastră, tânăr, de cerul meu cu ceacră o căzuie, era clar că este stilul eminescean, dar se referea la sora mea și atunci am considerat că tatăl meu este cel mai mare poet din lume și am avut cumva o deschidere pentru poezie. Esențial a fost acel moment. Știu că mi-a dat într-un prăsat cum a opuit un scoruș și iată a dat în floare și a amintit de acea poezie pe care o scrisese și iată s-au deschis mai multe lucruri. Mi-a arătat că în lumea oamenilor există minuni. Una din minunile care ne însoțesc este frumosul, este poezia, dar și dacă omul are deschidere pentru minune, minunile văresc sub mâinile lui, pentru că în acel prăsat sau păr, să zic așa, a florit scorușul. Am crescut cu niște peisaje și cu niște povești adevărate. Chiar în pădurea de la Florițoare, acum se zice că m-am născut în pădure, pentru că la 100 de metri am cules viorele albe, le-am scos din tot cu rădăcină din pădure și le-am adus acasă, am adus brândușe de pe deal, le-am plantat în ograda noastră și aveam și un cos de pădure în
și Montei. Deci lucrurile acestea fundamentale în viața unui copil m-au făcut să fiu mai sensibilă față de natură, față de oameni. Și mi-a plăcut întotdeauna să fiu atentă la ceea ce întâlnește mie orice ființă. Întotdeauna când treceam pe lângă un gândac, încercam cumva să îl mișc într-o parte ca să nu fie călcat de altcineva. Deci sunt lucruri parcă mărunte, dar asta am prins de acasă. Și asta transmit copiilor mei. Bunica Luma. O persoană cu înțelepciune universală, în toată ființa ei, fără carne, la care mi-a spus atâtea lucruri și care m-au ajutat atunci când mi-a fost greu, pentru că îi simțeam prezența, fie să fi fost ea în viață, fie nu. M-a ajutat să trec peste tragedii prin acceptare. Ea a acceptat pierderea și a copiilor, și a fraților, a surorilor, a apropiaților, a nepoților. Mi-au murit doi verișori, deci bunica cumva ne-a arătat cum să vedem, să acceptăm lucrurile ca să putem supraviețui și să nu intrăm în acele mari întunerice sau întunericuri, nu știu cum să-i zic, ca să îngropăm ființa cât ea poate totuși să treacă peste. Bunica m-a învățat de scântecul, ceea ce am înțeles că nu va muri niciodată. Bunica a știut cumva să îmi altoiască credința neforțat. Deci era secetă, ne duceam în porumb și ea cânta rugăciune pentru ploaie. Dacă aveam teamă de vise, ea m-a învățat să fac cruce în masă, cruce în casă pe pernă și nu pot să uit cum mă revoltam, de ce bunică, și de zi și de noapte, până la ceasul cel de moarte. Nu puteam să accept eu cu mine de copilul acest cuvânt și aș vrea să-mi explice ce e moartea. Deci atunci când de mic cunoști ce obții în noțiunea și cauți răspunsuri și ele ți se dau de cei apropiați în care ai încredere, îndrăgești mai mult viața. Eu am mers pe această cale și am încercat și copiilor mei să le aduc noțiunea așa cum este ea, toată durerea, la cunoștință și nu numai aceasta. Deci mi-a părut că ceea ce mi-a transmis mie străbunii, bunii mei părinți și bunici, trebuie să le transmit copiilor mei, numai astfel va supraviețui acea firească dorință de a trăi, fără a ne complica cu ceea ce este străin firii omenești. Despre mama, nu știu dacă este o ființă care să o fie cunoscut, să aibă un cuvânt de rău de spus. Mama este chiar ca roua. E atât de pură, încât mă tem să o ating, să nu o urmăresc, chiar și cu cuvântul. De multe ori mi s-au solicitat în calitatea mea de textier să scriu texte despre mamă, le-am scris cel mai ușor și cel mai greu. Pentru că m-am temut de fals. M-am temut să o ating cu un cuvânt care nu îi se potrivește și care nu îi s-ar potrivi mamelor. Atunci când am devenit mamă, am înțeles în secunda următoare, după ce am apărut pe nume Paula, care era aproape vânătă, și sentimentul ăsta de mamă, atât de profund, mi-a creat
o stare de iertare totală pentru toate femeile care sunt, care vor fi, care au fost mame, aduse pe lume pentru cel puțin menirea noastră a femeilor de a trăi acest destin. Uneori prea greu de trăit când copiii ne sunt bolnavi sau când ceva mai rău. E foarte greu să vorbești despre viața ta. În cazul de față, ce pot eu să vă spun? Decât că sunt un om foarte complicat și nu e nicio exagerare, un om care s-a întind cu poezia, cuvântul și care vrea să facă lucrul acesta temeinic, clar că trebuie să se aprofundeze într-o lume paralelă. Foarte des cei dragi și apropiați suferă de lipsa de comunicare. Mama, tu mai mult ai altora decât nouă. Întotdeauna am sentiment de vină că nu reușesc și nu fac ceea ce ar trebui să fac pentru cei apropiați, pentru cei dragi. Dar am înțeles că prin exemplu propriu, prin atitudinea noastră față de semeni, educăm mai mult copiii decât dacă am sta cu ei ceasurile și le-am spune ce să facă, ce să nu facă. Și încet, încet viața îmi demonstrează că așa și este. E foarte simplu să zici ce e bine și ce e rău. E foarte greu de respectat, pentru că dacă să respectăm și legile Universului, ne dăm seama că nu există rău fără bine, bine fără rău. Sunt atâtea lucruri pe care noi le complicăm zi de zi, dar care, în esența lor, sunt simple. Și chiar azi am vrut să vă spun că, cunoscând din lecturi, dar și raportând lecturile la experiența de viață, la ceea ce au încercat alții să mă învețe, am dat seama că e bine să cunoaștem cele 7 legi universale, pentru că în jurul lor și în interiorul lor se învârte toată existența noastră. N-am să le număr, sunt sigură că mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, dacă nu, internetul ne oferă acum atâtea posibilități, dar eu cel puțin m-am convins și încerc să le stăpânesc. Despre viața mea n-aș putea vorbi fără a-i pomeni pe toți cei care mi-au marcat destinul. Am zis de părinți, am zis de bunica, nu pot spune că ceilalți bunici nu m-au marcat, dar vreau să-i pomenesc mai ales pe cei care chiar mi-au modificat ființa, începând cu școala, nu pot să uit învățătoare de muzică, pentru că altfel nu știu dacă ajungeam să fiu textilier. În clasa 4-a, prima învățătoare de muzică pe care am cunoscut-o eu a plecat la Bălți și a venit alta nouă. Cea de la Bălți n-a vrut să care acordeonul după sine, pare că mergea în concediu de maternitate, și tata a cumpărat acel acordeon, mi l-am dus acasă, eram destul de măruțică, mi l-a pus în brațe și am început cariera mea de textilier. Atunci, în acea zi, clasa 4-a, când tata chiar de sus, de la cea mai de sus clapă, a început a cânta până ascunde aici. E un moment care chiar m-a marcat destinul și dacă organizatoarea acestui club, doamna Svetlana Desidiu, care îi mulțumesc de toată inima pentru invitație și mă simt cumva flatată și prea onorată, pentru că este atâta lume interesantă care ar putea să vină să spună lucruri mai importante despre sine. Totuși, în asta constă pare mie interesul pentru oameni ca să povestească ceea ce i-a marcat. Și acesta a fost unul din momente
Mi-a reușit. A fost o victorie asupra mea. Dar, ziceam de meserie de textilier. Păi, învățam melodii care îmi plăceau și care le țineam minte, dar nu aveam texte pentru fiecare și nu aveam un internet care să vinde extrade. Și îmi plăcea și să cânt cu vocea. Iată, atunci am început a scrie texte. Nu contează, erau în rusă, eu le scrieam în română. Erau caragioase, la început. Dar țineam și eu să fie cât mai cu mesaj, cât mai armonioase. Și... Erau traducere sau erau... Nu era traducere, uneori era absolut heisa. Deci așa cum simțeam eu muzica, dacă poate câteva cuvinte vie le aveam, asta m-a ajutat să fac un text. Și chiar făceam texte întregi. Începând, vă zic, cu clasa 6, când am început chiar și a scrie separat de acordeon poezii, pentru că se făceau tot felul de concursuri, mai ales în perioada sovietică, știți că nu exista sărbătoare fără concursuri, fără acele manifestări masive. Și prima mea poezie mai serioasă a fost la o sărbătoare a păsărilor, dacă se ne simte, că pe 1 martie, că este asta. Pare 14 martie, mulțumesc, Iulie. Și în rusă. Deci, în rusă, e o ambiție, verișoara mea, care este directoare în satul de Baștină, Vera Cucu, mă cheltea întotdeauna și zicea că nu știi rusa, nu știi rusa, ba, o să știu. Și m-am apucat să studiez rusa și mă țineam de tata, care o cunoștea foarte bine și în fiecare zi ceream să-mi traducă cuvinte. Deci am învățat, nu mai era așa cum... Bine, la televizor nu stăteam noi atâta cât stau copiii de azi. Pentru că era drumul, era o prieten, era Mahalaua și... Nu acolo am învățat rusa. În școală, de la tata și iată în clasa 6 mi-am permis de acum să scriu în rusește. Ah, tăptașă și carăgnaia, tăptișcă de răgaia, tot paiot crălop pătbil, tot și tibie paiot în bil. Păi, sestru, își dăm nouă letile de aleco, se poate face un pic pentru copii foarte lejer. Eu trebuie să le găsesc, mama le-a strâns pe undeva prin bord, toate poeziile astea. Mai mult, în clasa 7, am participat la Olimpiada Republicană, în Rai Unală și Vremea Republicană, de limba rusă. Dacă tot am avut acel ghiont care a fost benefic, și dacă toată lumea a scris expunere, compunere, pe mine m-a preocupat tema războiului atomic. Ca pe orice copil din perioada noastră, născuți după 70 și până acum. Și am scris o poezie într-o iarnă riguroasă, cu picioarele pe sobă, țin minte, și acum pixul nu m-a ascultat, pentru că în poziția în care eu, culcate, cu picioarele pe sobă, încercam să scriu cu pixul în jos, curgea cerneala și am reușit totuși să mă mai întorc de pe coastă de apă, dar nu pot uita momentul, tata venea tot să întrebe, ce ai mai scris? Și citeam foarte bine. Și asta acea poezie am ținut-o în minte și la Olimpiada la Raion n-am scris nicio compunere, dar am reprodus acea poezie care, pe care n-au crezut-o examinatorii, deci mult timp s-au gândit dacă e cazul să aprecieze sau nu, dar s-au interesat, era învățătoarea care mă însoțea, i-a spus că da, fata participă, are diplomele, deci așa a început cumva și munca mea de, că îi zic muncă și nu mint. Nu faci lucrurile numai prin talent. Chiar așa este. Dacă nu pui mâna pe pix sau pe tastatură zi de zi să cauți acele cuvinte, cuvintele ce poate părăsi. Așa cum și muzica. Așa cum și un instrument muzical. Ca să ai îndemânare, pe maestru o faci exercițiu. Deci asta am făcut întotdeauna. Să vă expun câteva rânduri în acea poezie care mi-a portat. Nu Crevăină. Asta a fost mai târziu, iată, vine, constateam în meu, Gheorghe Dobândă.
mare despre care am să vorbesc mai departe. Я не знаю, как это называется. Аша, мадам. Скажите, кто зиму не любит? О чем еще там говорить? Как не любить? Ответят люди, ответят. Как же не любить? Зима бела, зима прекрасна, чуть-чуть сурова, холодна, но даже той суровой ласки детей воюет. А наш мут, без прикум есть ярма реала, щия пахе драма. Но есть зима иная, люди. Она страшна и холодна, в ней никаких катков не будет, ни жизни, только смерть одна. Чьи причепся ворбенс умосфер. Скелетами деревьев будут и ни одной души, живой души. Дарья, ты где троит ачест поэзия? А пост кяр, по-адеварат, троит, а пятру ка японский журавли, кандам на торте, сарбаторли, фие, уну май, фие, нуу май, фие. Altele. Întotdeauna am trăit noi cu fobia asta de America și bomba ei atomică. Iată ce ne-a marcat, iată ce m-a făcut să vreau să scriu și să-mi spun părțul. În versul, de ce? Pentru că așa simțeam eu lumea. O simțeam însuțită de muzică și primele mele poezii până mai ieri au fost cu rimă, ritm și melodicitate, pentru că ei devin acel acordeon. Cum am, hai să zic, perseverat în poezie, e un capitol aparte, dar îi datorez foarte mult mamei mele, meseria ei de librar a fost foarte importantă pentru destinul meu, pentru că dacă cineva ducea acasă și copiii obișnuiesc să verifice poșeta mamei, noi eram siguri că acolo sunt cărți iarăși. Deci, casa mea chiar a fost plină de cărți întotdeauna și am umplut-o și pe cea actuală. Și e foarte bine acest lucru. Mai puțin am mâncat, mai puțin am pus pe șonuri, mai mult am pus acolo unde cred eu că trebuie să punem noi oamenii, pentru că numai prin cunoaștere putem să ne salvăm. Oricât am crede noi în mâncare, suntem cei ce mâncăm, dar e mai bine să ne hrănim și altfel decât cu alimente propriu-zise. Am vrut să fiu doctoriță. Îmbrăcam haine albe. După 8 clase, tata s-a pornit cu mine să mă ducă la o școală. Nu se dădeau examene dacă era eminent. Ne-am pornit la Chișinău, cu căruță și un car rău. Am ajuns la Călăraș și acolo și rămas. Am ajuns la Călăraș, mi s-a făcut rău și în acest rău care mi s-a făcut a fost bine pentru mine. Hai să vedem ce-i cu școala asta pedagogică. Și iată, chiar în primul rând, chiar în fața mea, stau două colegi de la școala pedagogică. Sunt 20 și de ani de atunci. Mi-a adus atâția oameni în viață școala pedagogică și a fost o școală bună, adevărată. Pentru că era și muzică, și arte plastice, și multe din cele ce mi erau dragi mie. Și când îmi imaginam bolnavi, reni, operații, doctorii, am ales cei ce am crezut că e mai aproape de ființa mea, oricât lui tata i-ar fi plăcut să aibă doctorul lui personal, pentru că știu că este bolnav de la 5 ani, de la aceiași 5 ani, a făcut un infarct și de atunci se trag toate. Eu nu desenam ca toți copiii păsărele, floricele, desenam cruci sanitare. Asta era... Dacă se ridic acele desene din copilărie, parcă sunt niște cimitire, numai că cimitire ale speranței, ale salvării. Foarte multe cruci și îmi părea că crucea m-a salvat pe tata, dar crucea medicală, ca să înțeleg în timp că, de fapt, deci nu știam, sau poate știam cu altă minte, că este crucea Mântuitorului.
Da, rugăciunea, credința și dorința asta aprigă de a-i apăra pe cei dragi, m-au făcut să vreau să-i bucur. Și mulți spun că am atins un oarecare succes. Eu nu îl simt. Și nici nu vreau să simt că nu l-am urmărit. Dar dacă a fost să scriu o poezie, m-am gândit ce o să zică tata. Cum o să o perceapă. Vreau să-i prelungesc viața. Vreau să-i fac multe surprize. Mama a fost mai sănătoasă. Mie îmi părea că e firesc ca mama să trăiască cât lumea. Dar iată tata, prin boala lui, prin teama asta permanentă că pot să-l pierd, m-a motivat să vreau să-l bucur. Am scris, am cântat, am participat, am făcut tot ce am făcut până mai ieri, dar cred că și până război mâine, cât a fi dat să fie, el pe pământ, pentru ca să-l bucur. Și ia uitați-vă ce mult face să iubești pe cineva. Că din dragoste se fac toate și revenim la una din marile taine. Taina iubirii. Fără iubire nu se mișcă nimic. Iată, în viața mea asta a fost iubirea și cea care m-a mișcat. Să vreau să fac mai mult, mai profund, mai convingător și mai pe placul celor dragi. Deci, chiar m-am urmărit succesul și îmi pare un lucru atât de efemer și chiar un blestem, pentru că întotdeauna îți aduce și dușmani. Dar dacă ai așa o motivație, dragoste, să știți că merită orice efort. După școala pedagogică, deși nu pot să nu menționez numele profesoarei noastre, Ronica Gavriliță, Raisa Gavriliță, care a venit cu un suflu nou la Călăraș, când ni se preda literatură sovietică socialistă, și a venit cu alte nume, cu caracterele noastre latine, pe care le învățam pe ascuns, să nu afle de direcția școlii. Noi chiar ne-am entuziasmat să mergem la război de Transnistria, pentru că se făcea sanitărie, ne vedeam surori medicate și salvatoare. Deci am crescut într-un mediu care a fost și frumos cu toate relele sale. Dar datorită oamenilor de bună credință și de bun simț, a fost frumos. Și iată, ea a fost cea care m-a încurajat să scriu. Ei mai arătau, îmi plăcea în loc de compuneri să scriu poezii, chiar în timpul lecții, și ce vedea, ce nu vedea, singur m-a provocat să-i aduc poeziile mele și a zis, neapărat să te ții de asta, că e darul tău. Ce mult înseamnă un om care te încurajează și o face obiectiv. Și totdeauna le-am spus tuturor, dacă vedeți un talent în copiii voștri, chiar dacă poate nu vibrează cu voi și cu doleanțele voastre pentru ei, încurajați-i, pentru că asta vine de sus, asta nu trebuie neglijat. Școala pedagogică mi-a oferit o grupă extraordinară. De dotați vă au trecut 20 și de ani, nu vreau să-i mai numă, 25 o să avem în primăvară. Și noi ne întâlnim în Pircea, ultima sâmbătă a lunii martie, cu colegii de la școala pedagogică. Nu am omis niciunul, că eram copil de sân sau nu, întotdeauna ne-am întâlnit cel puțin 10 oameni. A avea prieteni pe lumea asta este un dar nemaipomenit, pentru că familia nu este numai cea biologică. Familia este lumea pe care o porți în suflet, care atunci când ți-i greu, te simte, nu trebuie să strigi sos și bine și te sprijină așa cum poate mai puțin te aștepți și te aștepți mai mult la altă lume să-ți ofere acest sprijin. Uite că asta ne oferă prietenii în viață. Am încercat de toate dintr-un fel de neajuns material. Da, erau neajunsuri, pe acele timpuri, perestroica, banii pierduți, banii de la bancă pe care tata i-a strâns cu atâta migală și jertfire și sacrificiu. Avea 20.000 de ruble din salariul lui. Niciodată n-a mers cu mama la mare, nici
noi nu prea am avut haine, nici chiar comode, nu să zic frumoase, dar a zis că vor veni zilele când acești bani vă vor asigura o trai decent, uite că n-a fost să fie, a rămas tata fără nimic. Am fost nevoită să lucrez, studentă fiind, n-am să uit niciodată experiența de la laboratorul grădinii botanice, ceea ce mi-era foarte drag, pentru că tata fiind un miciuriu în satului, ocupându-se de altoi, mi-a deschis și această ușă către natură și iată la grădina botanică m-am simțit foarte bine între plante, la microscop studiind celula, de ceea ce nu nici în câmp, nici în mâinică cu facultatea de litere, dar a fost o experiență unică. Am fost și pedagog la școala numărul 1, nu mai cu ce Constantin. Și acolo am văzut că nu e de mine meseria aceasta. Poate că teoriei da și aș avea ce spune, dar nu am avut suficientă răbdare. Și am zis că ferice de cei care au răbdarea să suporte cel puțin gălăgia, haosul care este în școli și să-l stăpânească. Eu nu m-am găsit, regăsit în școală și viața a vrut să merg la aeroport. În anul 5, când m-a întrebat și tata zicea, dacă vii în sat, bâși băie ceva de la Chișinău, că dacă vii în sat, te măriți contractorit și o să te rogi și toată viața motorină. Avea el un fel de a glumi, așa ca să mă sperie, ca să vreau să fac altceva decât ceea ce poate face majoritatea. Și nu știu dacă a fost sfatul lui atât de important cât dorința mea de a vă asculta. O colegă a venit și mi-a spus că sunt schimbată în alt departament. Vino, te rog frumos în locul meu, în casele aeroportului, să vin bilete la avion. Vai, când am auzit asta, mi-a părut că un înger a pus mâna pe frunte, pentru că mi-imaginam deschidere către întreaga lume. Voi putea zbura, poate deveniți stoardesă. Ei, n-am fost să fiu stoardesă. Prea repede m-am întâlnit cu soțul meu, care și el în același an s-a angajat la compania care lucra Moldavian Airlines și ne-am căsătorit. Și atâta ți-a fost dragă cu, cu zborul de la propriu și la figurat. Până atunci, ca să nu omit un moment foarte important în viața mea, până am căsătorit, am cunoscut un om care nu numai mi-a marcat viața, dar și continuă să o facă, este compozitorul Marian Stârcea. În anul 5 de facultate, datorită unui coleg de drum până la școala pedagogică Vitalie Stratan, actuala soție a lui Marian Stârcea, de atunci Lilia Lungu, sau cum era? Lilia, am uitat numele ei de fată. Nu contează, să zice domnul Stârcea, pe care am să vreau să-l prezint și în alt fel, a făcut posibil întâlnirea mea în biblioteca de pe strada Pușkin cu un carnet negru, îl mai păstrez mai da? Poeziile mele scrise în timpul anilor de școală pedagogică și de facultate și în rusă și în română. Și atunci Marian a spus, e bine, a citit câteva texte și a zis că le iau. Trebuie să selectez. Nu, selectez eu. Și de atunci a început școala mea de textilier la propriu. Ceea ce am făcut a fost amatorie până la. Dar când l-am întâlnit pe Marian și când am început noi să colaborăm, am înțeles că sunt atâtea și atâtea de învățat. Dar de ce ziceam de căsătorie? Că nu prea mult a durat acea colaborare în acei ani, Paula și am avut o pauză de vreo 5 ani când n-am scris nimic. Aceasta a fost începând cu ai mei 10 ani, începând de la 10 ani până astăzi, acei 5 ani au fost unici în
care nu am scris. Deci, dacă scap, iese că 28 de ani am scris aproape zi de zi. Nu e mult, dar pentru o viață de om trăită de jumătate sau poate chiar mai mult, eu zic că e ceva. Și acel exercițiu e insuficient. În fiecare zi, uitându-mă în urmă, peste texte, peste poezii, găsesc lacune și vreau mai bine și vreau mai profund și mai adevărat. Bine, cu Marian Stârcea am reluat colaborarea când am revenit din concediu de maternitate cu proiectul Monstar și de atunci nu am mai încetat colaborarea noastră și cât va fi Marian Piu și Dornic să facă muzică, voi fi deschisă pentru acest, cum le ziceau, cuplu artistic, pentru această relație artistică care chiar mi-a adus atâția oameni frumoși în viață. Sunt multe persoane care prin muzică mi-au venit în câmpul vieții și pe care le-am îndrăgit, deci frumosul ne-a adunat la un loc. Sunt foarte multe persoane care au trecut pe lângă mine și nu neapărat în sensul frumos au trecut, adică poate chiar m-au rănit și tot au avut o mare însemnătate în viața mea. Am înțeles că dușmanii ne sunt și profesori și căutând că doamna Vizitiu îmi spune impresii din cărți. Atâtea cărți deschise am întâlnit vii pe două picioare în viața mea, că uneori pare că cărțile care au fire, ori sunt și ele oameni, ori oamenii ne învață mai mult decât cărțile. Viața bate filmul, viața bate cartea. Ce să zic? Romanele, firește, în copilărie le-am răsfoit și le-am citit așa cum știam eu. Poezie și am scris și am citit și am ascultat. Dar când am dat de literatura spirituală, de ezoterică, de căutările astea, frământările omului, am vrut să citesc un esat. Sunt foarte mulți autori și dacă ar fi să recomand, încep cu Eckhart Tolle, care a scris Puterea Prezentului și cartea care chiar m-a marcat, pentru că exersând conștientizarea prezentului, atunci când te culci și începi să-ți percepi vârful capului până la tălp și invers și să te concentrezi pe celulele corpului tău, asta m-a învățat să mă interiorizez, că din interior voi cunoaște și exteriorul. Una din legile universului, apropo, cunoaște de pe tine însuți. Marian Stârcea, Oleg Baraliuc, mulți artiști, dacă aș începe să-i număr, nu mi-ajung degete. A mai venit cineva și n-am observat? De interpreți, acum voi spune. Mulți interpreți care au găsit sens în textele mele și au vrut să le cânte și mă bucur foarte mult că s-au produs aceste lucruri, pentru că prin cântec am reușit să spun ceea ce nu pot spune prin cuvinte când mă întâlnesc cu domniile voastre, pentru că sunt prea multe de povestit. Viața unui om este un șir de labirinturi din care nu mai ieși. Dar în cărțile mele mă veți găsi totodată, și chiar mai multă decât reușesc eu să mă expun, pentru că când te expui, altfel n-ai sens să le scrii. Îți pui sufletul pe palma cititorului. Și mă bucur că astăzi, fără a ruga doar invitându-i la acest club, a venit acel Marian Stârcea cu interpreta Silvia Bonciar, o tânără interpretă
pe care o să o prezinte dumnealui și ca să nu mai plictisesc urechile dumneavoastră, pentru că fiecare aveți propriile vieți, aș vrea să le ofer microfonul, să vă încânte cu acele cuvinte care au izvorât datorită Duhului Sfânt prin mâna mea, nu zic că ne aparțin, zic că totul aparține Duhului Sfânt și noi suntem doar puncte de trecere. Aceste puncte cu nume de om și cu mâini care scriu. Dacă doriți să începeți acest mic recital, pentru că vă prezent pe domnul Mihai Ciobanu, care a ținut foarte mult să vină în această întâlnire de suflet. Văd că a intrat maestru Baraluc, care bănuiesc că domnul a venit cu mâna goală, a venit cu portativ. Mulțumesc frumos! Este prezent în sală domnul Baraluc, maestru Baraluc, care face muzică populară, și nepotul meu, Alexandru Cucu, și se grăbește Silvica, mi-a spus Marian la urechii, deci haideți să-i dăm cuvântul Silvicei și lui Marian. Nu e cazul să-l prezint mai mult decât cunoaște dumneavoastră, se va prezenta dânsul cu pianul. Nu înainte de a mâna acest trofeu, Rămili, care puțin banalizează tot ce a spus eu până acum și în cinere întâlnirea, lansarea noastră, întâlnirea aceasta frumoasă și ideile acele profunde care sunt peste tot ce se vorbește, ce a spus el. Nu vreau să spun cuvinte de laudă, îi spun personal, în mod poate mai puțin obișnuit, ea știe, sunt direct, dar cine a avut de-a face cu creația ei minunată, cred că mă înțelege fără cuvinte. E mâniat acest trofeu, și la urmă anului 2015 și eu rog pe Silvica Silvia Lucea și prezentă pe Valentina Neagel să vă interpretăm două piese și una care se numește, cum o spună, Rămila și o să mai comentez un pic și a doua o numesc eu. Mulțumesc, Maria, pentru prezență, mereu încântătoare și ce să zic, Siza este o persoană deosebită, dar mai aproape mi-a fost în ziua când a acceptat să cânte un text. Ușa se numește, care se dedică mamelor. Un text documentar, i-aș zice, dar vă las pe dumneavoastră să-l auziți cu urechile inimilor. Poate vii la microfon, Silvia, sau încerci așa? Atunci o să ne dăm... Oh.
de prisos dacă nu vor desface nepoții. Și cu dorul răcus s-a întors și s-a dus. Cât spera să se vadă cu toții într-o iarnă prea grea, drumul ei dispărea, se topea în nămeți de zăpadă, ca și inima sa, care frântă visa. Va fi târziu? Cred că nu e. Vedem.
gândire. Acum dușa zice că nu este pregătit, dar poate se mai gândește, pentru că l-are pe maestru Bana, Ariuca, alături. Între timp, nu știu, Marian, poate nu te ridici de la pian, pentru că am văzut că a venit Daniela Pavlaca și nu există o întâlnire de suflet fără ca ea să recite măcar un poem din... Este Daniela? Te salut și mă bucur. A fost o singură dată când a întârziat și s-a supărat pe mine, a zis că m-ai întrebat. Au recitat alții. Uite că ai ieșit să te revanșezi. Bună. Bine, suntem în ultima vreme, te văd doar în roșu. Da. Și, probabil culoarea roșu ne unește pe curând, pentru că este și culoarea mea preferată. Și probabil ambele suntem blonde. Eu pentru o perioadă m-am făcut un pic mai șantenă și am revenit la blond, pentru că țin foarte mult la Daniela. Să vorbesc la asta? O să-l țin la Daniela și o să se audă, cred că. Maestre, eu sunt rog foarte mult că puteți să cântați ceva și pentru mine. Ce? Pentru orice, orice vă place, ceva de suflet. De data asta nu va fi tangoul. Va fi ceva mai melancolic. Eu te felicit pentru că un eveniment atât de frumos în viața ta și că sunt alături oameni care te iubesc și care știu cât de mult valorezi tu ca om, tu ca femeie, tu ca poetă, tu ca artist și tu ca prietenă. Eu am o poezie, două de fapt, preferate din toată creația Radmilei, dar astăzi nu știu de ce am venit acum 5 minute, am luat cartea și am deschis unicatul la pagina 16, pentru că Radmila ieri mi-a lăsat un mesaj care m-a marcat. Tace, tata. Tata se ceartă, vopsește cu alfabetul. Omite literele trădătoare, își lovește fruntea. Cu palma nu-și mai ascunde lacrimile de cinci luni. Tata e un copil supărat pe copilul din el. Își întoarce arma zâmbetului în jos, aruncă privirea și tace. Cu două perechi de ochelari cercetează din când în când fetele albe de pe emisfere, le numără, una, două, trei, patru. Pune pe masă pericola neagră, închide sertarul cu leacuri și tace. Încalță papucii lărgiți, trește după el, peste tot caute ciocană să bată odată cuiul reper din acea scândură. Ajunge la poartă. O deschide. Mă vede. Mă strige. Mai moare în braț. Și tace. Bună, tată! Mulți ani să-mi... Da, da.
Poezia este foarte profundă. Am să vă recit eu poezia care se numește Închinare. Doamne, te rog, azi mai mult decât ieri, blochează-mi cărările spre nicăieri. Doamne, te rog, dă alt ceas pe pământ să nu mai pronunț vreodată nici gând. Doamne, te rog, imitează un joc să-mi poarte călcâiul ce-mi bate pe loc. Doamne, te rog, să mă iei, să mă arunci în pare iubirea plate. Atunci, Doamne, te rog, când de piept mă apuci, copiii oricum de mânuță să duci. Doamne, te rog, numai tu nu mă minți. Acolo mă așteaptă aceiași părinți. Doamne, te rog, fă ca în ultima zi tot cântecul mierlei să-l pot auzi. Thank you.
foarte, foarte mare, pentru că este în premieră această melodie. N-am cântat-o nicăieri. Bravo! Este în premieră aici. Și ce spune de dragoste mea? Este o muzică ușoară care începe să reușească tot mai mult de ani. Ceea ce mă bucur. Este o cântăreț de viața. Îți mulțumesc pentru... Doar împreună. Dragi prieteni, eu am avut onoarea și plăcerea să fac niște declarații în Facebook, unde am spus că eu, 21 de ani în urmă, mi-am găsit la două jumătate pentru viața mea, soția mea, și aproximativ 4 ani în urmă, mi-am găsit la două jumătate creația mea. Poate este foarte simplificat. Ce am făcut mai bun și mai frumos? Îi aparține, poate. Vom împărți, Marian vom împărți. Deci, cu adevărat, mă regăsesc în versurile care le scrie această profundă, frumoasă, talentată, nici dar nu am alte acele distanță. Eu vreau să spun că, pentru mine, Radiola este un o nouă treaptă în creația mea, fiindcă 15 ani am scris în limba rusă piesă, până la asta am scris piesă și diversele lui Paiul Bechet, Mudregătatul și Dorel Țărnă și Igor Vighel, Mudregătatul. Eu consider că de ultimii 4 ani de zile, începând cu cei cu inima asta, în șoara cu încă, da? Cam atunci a început colaborarea noastră și cred că va dura. Sigur că vă mai este. Este corect. Cuvinte calde și poate nemeritate, pentru că e o meserie și asta, ne-o face fiecare după rol. Între timp a venit Galina Nieru, pictoriță tânără și foarte talentată. Și ne-a adus un portret și atât de mult îmi place exagerația cu finețe. Eu sunt mai fină aici decât în viață și în poezie. Îi mulțumesc foarte mult. Domnul Mihai Ciobanu, am văzut că mânuța s-a ridicat și e foarte plăcut de acest lucru, că m-ați lipsit pe mine și chiar pe bună, pe bune. Lipsiți-mă, nu mai am cuvinte, sunt copleșită după poezia cu tata și vă rog frumos, dacă doriți să cântați ceva. Doresc să cânt, dar cred că toți care te iubesc aici vor să cânteți. Și sigur că vor cânta. Eu am venit să te felicit cu această frumoasă sărbătoare și părere de rău, vreau să mă deosebesc de alții care îți cânt cânti, dar eu vreau să-ți mai dăruiesc încă o dată un CD care sunt niște versuri extraordinare ale tale, dar speții de genere cu acest CD, viața e frumoasă dacă iubești, să fii fericită. Și vreau să-ți spun omul ăsta, să-ți sară norocul în spate și tu toată viața asta te chinui să-l dai jos și să nu poți. N-am promit că o să cântem cu toții, dar vă rog, numai cei care supără asta are să nu cânte. Pentru că este un cântec care e care admira, îl merită din plin, mă cum încă trebuie. Dar îl merităm cu toți acest cântec, pentru că este cel mai benefic și cel mai sincer. La mulți cu sănătate se vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, fie pe viața numai lumea. La mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Eu mă simt că Marian și Baraniuc să vă împărță cu mine să fim trei. În rând la ceea ce faci frumos, îl punem în rând și pe Gheorghe Baraniuc. Și mai sunt încărțuța de alte noi care o iubim și așteptam viața de tale frumoase, oricând, să ne ții Dumnezeu pe toți împreună și te iubesc. Nevastă mea mi-a poruncit să-mi prag cam așa prieteni să fie mai aproape.
am văzut pe Nicu Țurcanu, s-a ascuns după alții invitați, dar Nicu, vino acolo. Pentru că el este al doilea care mă însoțește în toate spectacolele și o face cu dăruire și entuziasm, împreună cu Daniela, împreună cu Iure Bologan și ce mai. Vreau să spun că te iubesc și eu. Și nu am putut să lipsesc de la această frumoasă prezentare. Nervi deschiși. Fie că acești nervi erau la totdeauna să fie deschiși din cauza zâmbetului oamenilor, din cauza pozitivismului pe care le mai, din cauza felului tău de a fi frumos, pozitiv, gingaș și fin. Așa e cum ești tu. Eu ziceam că întotdeauna că Ragnila este un suflet femeie, un suflet deschis. Fie că Dumnezeu să dea în pasă pe tine și pe tăticul tău, care știu că este într-o situație nu prea bună, dar asta este menirea noastră pe pământ. Amin. Pentru că tu era o Biblie autentică, în care toate popoarele sunt alese, iar Dumnezeu e un copil de 5 ani. Curios și mereu însetat de povești, de iubire, ca să picteze lumea pe dinăuntru. Pe din afară se descurcă ea și singură. Iată de ce petrecerea. Iată de ce petrecea orenșii cu Sfânta Marie, întorcând lumea albă, îngletind pieptare de la un an până la 100, ghiondindu-se de ori și șurtind să nu aud cumva cei ce știu numai mamele. Cei doi confidenți ai mei, când mă duc la gură și îmbrățișez, strălucesc. Îi mângâi în atunerii cu obraji buzi, îi binecuvântez la o nouă și mai lungă încerunchiere. Apoi ne aruncăm toți trei cu capul în jos. Amin? Amin. Bunica nu putrezește. Iar mormântul ei, îngropat în iarbă, cât casa, are țoră pe prag și ușile deschise braniște pentru întrebări și răspunsuri descălțate. Amin.